Alexandra, mulțumesc. Un cetățean din Republica Moldova a șocat Italia după ce și-a ucis fosta iubită însărcinată în 6 luni și a aruncat apoi trupul pe un câmp. Teribila crimă s-a petrecut în provincia Treviso. Impacientați că fiica lor nu se mai întoarce acasă, părinții victimei au anunțat carabinierii, care l-au interogat pe fostul iubit. Tânărul a recunoscut că s-a întâlnit cu fata, că s-au certat foarte tare și, într-un acces de furie, a lovit-o cu o piatră în cap. Speriat că femeia a căzut la pământ, a abandonat-o apoi pe un câmp. El a fost reținut și este cercetat pentru omor.